خطيبتي وكيف هي راحتك راح فاقم ديوك بنقاري خبر بيم ديسبري نس راح بابريكتي خفاق ستيقا يلي ام بيض مالو غومي ديو رون بالانت دي بسيز غو رول سي فراتي براكتيك تاكيك 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 Мало кто тут на мексиках, просто тревела, просто на нас стоит проблема. Проблема кали. Есть. Да почему вы хоть один доллар или донать? А мы хафак умеем. У не приятен, хотя кашан ты не берет. Pe care mă scuzez dacă mai trușesc în rechid, pe care îi aveam pe Steam, care până astăzi mă, ca să zic așa pe drept, mă pupa un cur că vai ce tare ești ca astea, au început să mă caute și să-mi zică, bă, uite, am și o, am și o 10, 5, 10 euro la pariu, că chiar de când mi-a zis, nu vrei că mai încă fac și eu patru zici? Și da, eu i-am zis, bă frate, te ajut, știi? Dar automat, când va așa pariul, există o mare, foarte mare, foarte mare șansă să pierzi, da? Deci în momentul când va așa pariul, nu poți să te aștepți să câștigi. Trebuie să te aștepți să pierzi. Dacă se întâmplă să câștigi, asta e norocul tău. Bun. Da, am intrat pe site-ul unde jucai, adică pe rol, pentru că trebuia să se ia după mine, crezând probabil că o să aibă norocul meu sau nu știu. Ok? Ăsta, prietenul ăsta, mă rog, prieten, zice zeul pe Steam de... ceva de genul, mă rog, nu vreau să-i dau mai mult, dar de fapt o să-i dau nume că, na, Mădălin Zeul Andrei și o să vedeți de ce i-am dat nume. Pentru că pur și simplu mi se pare o idioțenie. Deci, îl știu de câteva luni pe băiatul ăsta. M-a adăugat să-i promovez un server, parcă. Mi-a cerut să-i fac promovare, promovare pe care i-am făcut-o. Dacă vă uitați voi pe canal, printre primele mele servere promovate în serverul lui. Și am făcut-o pe gratis, deci nu mi-a dat niciun ban. Ca să vedeți, nu s-a simțit că-mi dea... Bine, eu i-am zis, i-am și zis, îți fac pe gratis pentru că ești la început și îmi place server, da? Deci nu banii ar fi o problemă, bun. Știți că eu de obicei cer 5 euro promovarea server, dar lui i-am făcut gratis. În perioada aia eram cel mai bun prieten al lui, eram idolul lui și mai departe. Bun, astăzi... Dimineața mi-a dat mesaj că băgăm la pariu care și el 5 euro sau 10 și vrea să bage pe rol să scoată 40. În momentul ăsta eu m-am gândit că el, dacă eu, dacă o să piardă, că n-am jucat de propriu zis. Eu pur și simplu i-am zis predicțiile mele. Știi? Și am zis cum aș juca eu. Bun, omul mai avea 10 euro după ce făcuse 20. Și am zis, zic, bă, prietene, eu zic să bagi un lim, pentru că dacă nu bagi un lim, oricum nu-ți mai revii, știi? Adică v-am zis eu aici cum pariez eu și știți că pariez mai haotic, da? Bun, adică am pierdut 500 de euro din 2000 când sau cât a fost. Bun, asta a fost prostia mea, dar eu măcar mi-o acum. El a băgat un lim pe roșu sau nu știu pe ce a băgat și a picat culoarea opusă. Ce credeți că a făcut omul meu după pentru cei 5 dolari, omul care se presupunea că mi-e prieten și care m-a rugat să bag cu el la pariu, a început să mă înjure, să-mi spună că am handicap, că sunt un handicapat, că, fac, că el nu face 500 de euro pe videoclip din YouTube, așa mi-a zis. Nu am, nu mai am conversația, că i-am dat bloc pentru că mi s-a părut. Foarte nesimțit, bine, normal că i-am dat și eu, i-am dat replică înapoi, că știi ce, eu cum mă înjură cineva, nu pot să stau de fapt.
da? Când am început să mă fac handicapat, că am închis, îi zic, bă, ăsta e chelaș pupiu curist, care mă lingea în pură și fac o promovare la Hedvar. Fon. Eu nu pot să cred. Deci da, bă, băieți, dacă, nu știu, faceți YouTube și vedeți că vin la voi băieți care se poartă frumos, că știți că nu se poartă frumos pentru că vă apreciază cu adevărat, se poartă frumos pentru că am un interes. Mă simt deja măgit, frate, pentru că atunci când bagi la pariul, trebuie să aștepți neapărat să treci. Eu când am făcut 1000 de euro, sincer, mă așteptam să pierd din momentul în care am văzut că n-am ce să scot. Și am zis că când bag pula mă joc, e joc. Cred că așa am zis. Dar acum nu mai am niciun ban, recunosc pe cheșe. Dar nu mă interesează, frate, asta e, am pierdut, nu 3 săptămâni după niște bani. Indiferent că era $1 sau $1000. Dar în schimb omul ăsta pentru $5, cred, sau cât a băgat el, și-a arătat adevărata fața în chipul, că mă înjurea, mă facă, cum a zis, că handicapat, că am ochii ca de câine, că, dar nu știu ce emoții are cu câinile, o fi făcut un câine în cur, adică, na. Bă, da, v-am zis, aveți grijă cu ce oameni vă împrieteniți, pentru că oamenii ăștia o să vă fie prieteni doar cât au un interes la voi, sau până greșiți cu ceva. Dacă sunteți YouTuber, nu aveți încredere în nimeni și mai bine vă zic, nu faceți nimic pe gratis. Pentru că ia uite la mine, am făcut ăsta promovare pe gratis. Odată i-am pus server, dacă nu mai țin bine minte. Se juca lumea pe server cu mine. Și asta e răsplătirea lui pentru mine după atâta timp. Mă înjură pentru că și-a pierdut 5 euro la pariuri și el a venit la mine să-l ajut. Asta e, frate, nu puteam să am cele mai bune predicții. Se mai întâmplă să și pierzi. Așa că da. Aveți grijă. Eu v-am zis, când pariați, asumați-vă că o să pierdeți acești bani, pentru că e cea mai mare probabilitate. Deci, nu fiți falși, frate, pentru niște bani de pe pixel. Nu știu, nu vreau, n-am în gând să-i fac hate lui băiatul ăsta, de-aia nici nu o să-i las în canalul de scriere și vă rog că nu vă duceți la ei să-l înjurați, că după aia că eu fac 500 de euro pe video și din YouTube și vă trimit la el să-l înjurați. Eu pun și am simțit că vorbesc cu voi despre asta, să vă explic. Probabil o să vină să-mi zic acum că abia vorbesc de tu, că e adevărat, frate, când rechit, îmi pare rău. Ăsta când, dar eu sunt mândru cu ce sunt și tu ești un om de nimic dacă tu vii la mine când chiar ai ajutorul iar după ce pierzi, după ce pierzi tu pur și simplu mă înjuri. Așa cum n-ai făcut-o toată viața ta de când ne cunoaștem, ai fost un pupin curist și acum vii și mă înjuri și mă faci handicapat. Eu sper că băiatul ăsta, nu știu, să se trezească, să învețe că n-ai cum să bagi la pariuri să câștigi 100% pentru că altfel n-ar mai fi pariuri. Da? Eu știu că poate să-mi iau mult hate pentru că am pierdut aia 1000 de euro, dar gândiți-vă în felul următor. Am pierdut practic decât 100, pentru că eu cu 100 de euro am început. 100 de euro sunt cam 400 de lei. 400 de lei nu înseamnă atât de mult dacă stai să te raportezi la suma pe care ai fi putut să fac dacă mi-eșea ultima mână, adică 2000 de euro. Deci da, eu mi-asum vina și pentru că am pierdut. Dar voi de când nu vă asumați vina când jucați la pariuri? Și omul ăsta, Mădălin, sau cum dracul îl chema, că oricum nici nu mai știu, Mădălin Zeu, auzi, Zeu, asta o fi de prima care, așa. Da, el a venit și mi-a spus că, domne, hai să pariem, după care, când a pierdut, a început să mă înghiulez, mă facă handicapat. Care-i rugămintea mea la voi? Eu vă rog foarte mult
Să că și la altfel de oameni, nu mai faceți nimic pe gratis. Pentru că aparent oamenii vor doar că vă fure, că se folosească de voi și altceva nu. Pe mine m-a dejat mai mult pe asta, asta aștept părerea voastră, nu pe care comentarii. Eu am fost Chiom. Vă mulțumesc pentru susținere și pentru cei 20.000, aproape 20.100 de abonați la momentul în care eu filmez. Eu vă mulțumesc și vă apreciez și vă respect, sper că ați înțeles ideea clipului. Deci nu vă încredeți în lume și nu oferiți favoruri gratuite, pentru că dacă oferiți un favor gratuit, o să se întoarcă împotriva voastră imediat și o să aibă ocazia, o să vă înjure să vă de proști. Și atunci voi ați făcut un bine ca să primiți un rău. Pe mine m-a dezamăgit băiatul ăsta, la început chiar nu credeam băiat de treabă, dar abia acum, după ce a pierdut fucking $5, a început să facă ca trenul, să-mi spună că pentru el $50 e enorm. Și eu i-am răspuns și bă, prietene, bă, hărăchie, că nu știu cum e așa, că mă enervoase. Că v-am zis că mă lasă la înjurături. Zic, dacă n-ai bani, dacă ești, dacă nu-ți permiți, practic. De ce pula mea ai jos la pariu dacă ești hărac? Și mi-a răspuns ceva de genul, auzi, hai mai dat în pula mea că mă enervezi și mai tare. Păi cred că, adică, na, să te, nu, de singurul lui argument la mâinii a fost că sunt handicapat și că îmi fug eu ochiul. Eu am pus și mă repet, eu sunt mândru de ce sunt. Și nu mi-e rușine că recunosc că sunt handicapat. Așa cum nici tu, dacă de exemplu ești grah, nu trebuie să fie rușine că recunosc că bă, pula mea, sunt grah, asta sunt. Acceptați-vă și iubiți-vă așa cum sunteți. Pentru că dacă voi nu vă iubiți, nu o să vă iubească nimeni. Eu am fost Chio, până data viitoare ne uitați de like și vă rog eu mult să-mi scrieți părerea voastră în comentarii, ar fi foarte util pentru mine. Așa că am fost Chio și v-am lăsat. Ciao. Salutai băieții, eu sunt Chio, frate, iar astăzi vreau să fac un videoclip în care să vorbim despre, nu știu, vreau să vă povestesc o fază. Știți că ieri am pierdut, mă rog, 1000 de euro în balanță de pe CSGO Roll. Și, frate, practic, dacă ești din gură,